numai că acel meci de la Nuri, iată ce face Ilie Valea. Păi fiu mărtean, îmi place Lucica de Mor. Ia cu lămâia, știi? Ia cu lămâia. Dumitrescu a intrat în care ofensă frumoasă lui Dumitrescu. Șut! Era Dumnezeu! Trece, superb, Alibec, continuă, Denis Alibec. Peste Doamne. Mutu? Oh. Adrian Ilie! Ce viteză avea, ce poate să facă lătătuși la această vârstă. Dacă îmi vine o pasă din lateral și trebuie să dau cu călcâiul, eu tot cu călcâiul dau. Cu siguranță acest top ar fi fost mai frumos dacă am fi avut și noi arhiva italienilor sau englezilor. Nu am putut găsi secvențe video cu jucători legendari, despre care se spune că ar fi fost artiști în teren. Titus Ozon, Iosif Peciovski, Iuliu Baratki, Ștefan Dobai și de ce nu Miroslav Djukić, despre care Radu Paraschivescu spunea într-un interviu că ar fi fost unul dintre cei mai creativi jucători din istoria fotbalului românesc. De aici rezultă o regulă acestui material. Am inclus în top doar jucători cu care am găsit imagini în mediul online. De asemenea, acest material nu pretinde a avea un monopol asupra adevărului. Așa cum orice top care nu se raportează la cifre este interpretabil. Am consultat și noi opiniile mai multor oameni, de la jurnaliști până la simpli iubitori ai fotbalului. Și vă prezentăm un video care, cel puțin, o să vă bucure ochii. Buia a driblat de doi belgeni în aceeași fază. Deschidem topul cu Romică Buia, un produs al celor de la FC Baia Mare. Figo din Berceni mai era supranumit el. Ai fost un Messi la scară mai mică, așa. Ai dat-o pe la centrul terenului peste unul, ai mai făcut o preluare cu călcâiul. Mamă, și erau toți minerii noștri, toți aia erau un delir și au început să strige. Buia, Buia! În 1991, la doar 21 de ani, Buia debuta pentru Naționala Mare, deși venea din Liga a doua. Tot direct din Liga a doua putea ajunge la Barcelona, înaintea lui Hagi și Popescu. Pe vremea aceea nu realizam, m-a dus domnul Becali la Barcelona, într-o luni am plecat, a făcut antrenament. Apoi lucrurile nu prea s-au mai legat. Abia spre apusul carierei, Buia a mai legat ceva perioade constante la Poli Timișoara. În prezent mai apare câteodată în spațiul online datorită unor astfel de execuții. O execuție ceva mai complicată a reușit un alt jucător pe care la fel l-am poziționat pe locurile 15, Constantin Budescu. Un showman pe teren, Budescu este considerat unul dintre cei mai talentați jucătorii români ai generației sale. Nu a obținut însă performanțe prea importante și motivul e unul, lenea. Dacă el era un jucător mai muncitor, să spunem, era un jucător care putea să joace la, eu știu, Italia, Germania, Anglia, la primele patru echipe. Dacă Budescu era un jucător harnic să fie avut 25% din voința lui Cristiano Ronaldo. Unde l-ați fi văzut? Vedeam la orice echipă vreți noastră. Tot aici, ca o mențiune specială, îl implicăm și pe singurul jucător din noua generație care se bucură de succes pe YouTube-ul internațional, Olimpiu Moruțan. Clipurile cu driblingurile sale sunt atrăgătoare pentru public și adună câteva bune sute de mii de vizionări. Și dacă vreți, e un gest de bun simț includerea lui în acest top. Poate astfel îi încurajăm pe tinerii jucători să se manifeste cât mai creativ în teren. Moruțan livrează frecvent faze spectaculoase, lucru care îl ajută să rămână în vizor. Și îl îndepărtează, cel puțin deocamdată, de statutul unui talent risipit. Că Moruțan e un talent, se știa încă din primele lui zile la FCSB, când marca, de exemplu, acest gol în Europa League. Pe 14 avem doi jucători cu numele Adrian, un prinț și un briliant. Ambii personaje de vârf în perioada când fotbaliștii români dădeau moda la cancanități. Prințul Cristian n-a avut nici, pe departe, cariera briliantului Mutu, dar a avut-o la fel de bine cu driblingul. Au recuperat repede dinamoviștii Adrian Cristea, atacat de Abiodun, ține mingea excelent între trei adversari și șutează gol! Mutu, la rândul său, este printre cei mai talentați, dar și valoroși jucători români all-time. Deși a dispus de arme mai importante, a avut și el un dribling superb. Locul 13, Denis Șerban, autorul așa numitului dribling pentru eternitate.
Denis Șerban în continuare. Dribling al lui Denis Șerban. Incredibil. Denis Șerban, vă reamintesc, era atunci păstrând proporții un fel de Ilie Dumitrescu al campionatului României. Adică cum era Ilie la sfârșitul anilor 80 la Steaua, un mingicar, un dribler genial, absolut. E așa era Denis Șerban, era Dumnezeu, bă, în România. Viteza și talentul nativ convertindu-se în dribling l-au ajutat pe Șerban să înscrie, de exemplu, acest gol contra lui Atletico, pe vremea când juca în Spania, dar și celebra sa reușită în poarta Stelei, spre final de carieră în tricoul lui Dinamo. Acesta este Denis Șerban, care preia, pătrunde, Denis Șerban, trece, Denis Șerban și gol Dinamo! Ăsta e Ali Bek. Când vrea el, ăsta e Ali Bek. Ăsta ar fi putut să fie marele Ali Bek. Pe 12 îl găsim pe Denis Ali Bek. Denis Ali Bek. A fost pericol total. Trece, superb, Ali Bek. Continuă, Denis Ali Bek. Le dă mingea printre picioare amândurora. Mai întâi lui Dragoș Grigore și vine și Onea. Revine Ali Bek și suflă balonul. Ali Bek trece mingea printre picioare. Superb. Are și o nesimțire din asta care de mare fotbalist. Cum a avut Balaj, Dobrin, ăștia mari fotbaliști, uh-huh, ai Dumitrache. Și când era gras, avea o personalitate ieșită din comun. Cu el și cu Ali Bek, dacă nu știi cum să-i iei cu frumușelul și cum să-i gădi-l, nu faci nimic cu ei. Ionuț Luțu, alias Hagi Luțu, micul Hagi sau noul Hagi, e următorul în top. Considerat de multă lume printre cele mai mari talente irosite din fotbalul românesc, Luțu a fost un fenomen al driblingului în a doua parte a anilor 90. Se bine parti avec Luțu, qui efface la vie, qui va pouvoir tirer son gauche. Așa mingicar eu n-am întâlnit, să știi. Lasă mingea lui Luțu. Face în fața lui Luțu. Colegi la lotul național de tineret olimpic. M-a întors pe mine de vreo 7-8 ori, deci n-ai. N-aveai cum să-l prinzi. Luțu, ce mai talentat, nu ca noi doi, ce mai talentat din toată generația noastră. Platini spunea că ce putea face Zidane cu o minge, Maradona făcea cu o portocală. Wow! Wow! Ia cu lămâia, știi? Ia cu lămâia. Deschid top 10-ul două mega legende de la Steaua, iar primul menționat este Marius Lăcătuș. Lăcătuș care intră extrem de decis. Ce viteză avea, ce poate să facă Lăcătuș. Unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate vremurile, deși cu siguranță nu a fost driblingul calitatea care l-a adus până la acest statut. Iar a avut multe alte calități mai importante care l-au făcut un superstar al fotbalului mondial în anii 80 și 90, dar a avut și fentele la el. Lăcătuș. E chiuso, vediamo cosa inventa Lăcătuș. Deși în definitiv un jucător brutal, în Lăcătuș a avut multe momente de delicatețe. Lăcătuș nu a lovat Ionuț Lupescu. Tot pe 10 se află și Anghel Iordănescu, considerat unul dintre cei mai debordanți dribleri ai fotbalului românesc în anii 70. Din păcate, nu s-au păstrat prea multe imagini din vremea respectivă, dar cele puține găsite validează această poziție. În felul acesta, în calitate de antrenor secund al Stelei, Iordănescu i-a înfruntat pe jucătorii Barcelonei, în finala din 86, având în acel moment 36 de ani și fiind primului meci după o pauză de 2 ani. Fotbalist deosebit, un fotbalist foarte tehnic, la final, da, tehnica e tehnică, știa cu ea, dădea pase când trebuia, adică capul, dribla când trebuia, adică... Pe locul 9 se află unul dintre cei mai mari nouari din istoria fotbalului românesc, Florea Dumitrache, un finalizator desăvârșit cu o detentă care a schimbat stilul atacanților români în anii 70. Dar Dumitrache a fost și un dribler fabulos. Englezii o știu, o știu și brazilienii. Cine a fost cel mai mare format? A fost Florică Dumitrache. Serios? De ce? Povestiți-mi un pic. Părerea mea că nu știu dacă am avut un vârf cu calitățile lui Florică. Adrian Ilie! Am văzut faze de o mare finețe. Mă gândesc la incursiunile lui Adrian Ilie, de exemplu, care cu 3-4 jucători după el era capabil să pătrundă până în careu de 16 metri să șuteze. Da, Adrian Ilie. Adrian Ilie. Deci aștepți ca scripirea să vină de la Adrian Ilie. Numai el poate să facă. Locul 8, Cobra, Adrian Ilie. Mare mingicar, mare talent și mare fotbalist.
Dumitrescu, intrat în care ofensă frumoasă lui Dumitrescu. Șut și gol! Pe 7, Ilie Dumitrescu, autorul unui stil de dribling pe care l-am văzut dus la un alt nivel de Arjen Robben. Și am scris un articol după retragerea ta, un articol special, titlul era Apusul Fentei pe extremă. Mi-aduc aminte, era ceva ce te caracteriza. Da, felul în care plecai din tușă, intrai pe interior, dătai cu șiret interior la colțul lung. Nu se mai face unul ca tine, stilul ăla nu l-am mai văzut. Așa este. Tehnica, viteza și spectacolul pe care Ilie îl realiza pe teren l-au făcut de neuitat pentru suporteri. De cei mai mari fotbaliști ai României a ajuns subiect de carte. Marcel Răducanu e următorul pe listă. Unul dintre vrăjitorii fotbalului nostru, Răducanu, și-a făcut mulți fiini printre fundașii din România în anii 70 și începutul anilor 80. Pe Marcel Răducanu mi-a făcut cele mai grele clipe din viața mea de jucător. Vă chinuia? Așa. V-a chinuit pe teren? A. Așa de mult îmi plăcea, știi, să fiu cu el în teren, ce faze făcea și mie îmi plăcea, viteză, combinații, era un jucător extraordinar. De asemenea, Marcel Răducanu a fost probabil singurul fotbalist român care pe vremea comunismului a reușit să devină o legendă la o echipă mare din Occident. Cei de la Borussia Dortmund nu-l vor uita niciodată pe fabulosul dribler născut în Pantelimon. Cei care nu l-ați văzut jucând, credeți-mă că ați avut de pierdut, dar puteți recupera având la dispoziție tot felul de filme și filmulețe. Mare! Foarte mare! Dănuț Lupu, marele Dănuț Lupu! Dănuț Lupu deschide top 5-ul. Realizează o fază de mare spectacol în minutul 34. După ce trece de 4 adversari... Intentabil în duelurile 1-1, Lupu, la un moment dat, a părut capabil că poate deveni unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate vremurile. Dar păcat că a ales boema și reveria în defavoarea performanței, deși personal susține că rebeliunea nu-l caracterizează. Și rebel, de ce mai făcut rebel? O vorbă că dacă n-am fi avut un fotbal pe regele Hagi, l-am fi avut pe împăratul Lupu. Au venit trei bulgari pe el, i-a dat cap în cap. N-ai ce să-i faci, Lupu, ce să-i zici. Eu îi respect și iubesc mult pe Hagi, pe Dobrin, pe Sfânt Mărtean, îmi place Lucică de Mor. Da, nu știu, Lupu e Lupu, nu știu. A spus Dobrin într-o seară, băi, Dane, dacă aveai creier, ce erai mai mare ca mine și ca Hagi la un loc. S-ar putea ca Lupu să fie avut un talent nativ mai mare decât cel al lui Gheorghe Hagi, dar scenariile carierelor lor au decurs pe linii diferite. Hagi, regele fotbalului românesc, a fost cel mai complet fotbalist pe care l-a avut națiunea noastră, iar pluralismul abilităților sale fenomenale a cuprins, printre altele, și un dribling fascinant. Cel mai frumos e că de-a lungul carierei Hagi a avut două stiluri total diferite de a dribla. Dacă în prima parte a carierei Hagi își depășea adversarii de parcă ar fi avut magnet în jambieră spre final de activitate, a apelat tot mai des la arabescuri, pe care n-am putea să le numim inutile atâta vreme cât au fost pe placul ochilor. Ești singurul care poți să-l ții pe Hagi. Și eu zic, să-l țin de ce? De tricou, de kilos, de ce să-l țin? Dar nu l-a ținut nimeni în lumea să-l țin, nu, Doamne ferește. El era un, nu știu, un Tonița, nu știu, vrei, nu știu, acum nu vreau să par un poet sau un Michelangelo. Este ca vinul, devine din ce în ce mai bun odată cu trecerea anilor. Driblează ca în visele noastre de copii, cu Dobrin și Pele. Deschide podiumul nimeni altul decât magicianul Lucian Sfânt Mărtean. De ce e atât de sus? Pentru că în fotbal e ca în dragoste. Ochii nu mint. Numai ca acel meci de la Nuni, iată ce face Ilie Valea.
Fala ce aleargă cu spor, haide, haide Craiova, dribează și scrie gol, hai Craiova, hai mai. Pe locul 2 se află minunea blondă, Ilie Balaci, liderul Craiovei Maxima și, în opinia unora, cel mai tehnic jucător român din toate vremurile. Tu zici Balaci mai mare decât Hagi. Da, dacă ținem cont până ceea ce a reușit până la 26 de ani când s-a accidentat, eu spun că da. Nașul era mult mai complet ca Hagi. În 1982, anul de glorie al lui, Gabriel García Márquez primea Nobelul pentru un veac de singurătate. Ilie nu a fost însă singur, dar a făcut deseori mai mult decât o echipă. Mircea Lucescu spunea că Dobrin avea nevoie de public, Hagi de o săgeată, Dumitrache de instinct. Balaci n-a avut nevoie de nimeni. Arezanov, supărat, iritat de driblingurile în cascadă ale lui Ilie, intră puternic în acel minut 69 și provoacă o accidentare din care Ilie Balaci nu-și va mai reveni niciodată. Și în final, Nicolae Dobrin, văzut de multă lume drept cel mai tehnic și talentat jucător român al tuturor timpurilor. Și, de asemenea, unul dintre cei mai spectaculoși driblori pe care i-a avut fotbalul vreodată. Jocul meu este de așa natură că nu vreau să-l ridiculizez pe adversar, dar indiferent cât este rezultatul și cum se desfășoară meciul, eu tot la fel joc. Chiar dacă e condusă echipa mea, eu tot, dacă îmi vine o pasă din lateral și trebuie să dau cu călcâiul, eu tot cu călcâiul dau. Astea sunt mijloacele, procedele care le folosesc eu, indiferent de situație. Mie nu-l interesa. Că e Real Madrid. Că... Mie nu-l interesa. Lui degeaba mai făceai marcaș. Bă, te băgai odată de două ori, dar după aia ți-o făcea așa și te râdeau ai tăi. Și ca să se odihnească apărarea sau eventual atacul, lua mingea și mingea nu putea să-i se ia decât prin faul.